Vă salut, dragii mei! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc încă o dată tuturor că sunteți alături de mine și mă urmăriți, vă abonați. Acum vreau să vă prezint un scurt filmuleț în care o să schimb câțiva acumulatori la o bol mașină, la o autofiletantă. Am avut așa ceva pe ea, dar din păcate, dintr-o dată m-au lăsat toți. 5. Deci toți 5 au cedat, nu știu de ce. Am mai avut alți acumulatori. Aici sunt la încărcat. Aici sunt la testat. Să vedem ce putere au și ce viață au. Cât sunt de uzați și dacă merită să-i refolosesc. Am schimbat acești acumulatori care i-am testat, i-am încărcat și sunt ok. Am avut undeva la 12, mai am și aici. Ăștia încă încarcă, dar acum o să vă arăt și cum sudez cu aparatul de sudură în puncte. Am încercat să recuperez și tăblițele acestea. Da? Vedeți că l-am desfăcut ușor ca să le recuperez, să nu mai pun altele, deși aveam altă tăbliță, dar n-am vrut să o mai folosesc pentru că s-a putut recupera. Aceștia sunt acumulatori, iar la fel, de 18650 litiu-ion, după cum vedeți. I-am încărcat, i-am testat și urmează să-i sudez. Vă și arăt cum sudez. Am această baterie pusă pe redresor, bineînțeles redresor făcut de mine, dar foarte bun, 1224. Acest aparat de sudură în puncte și haideți să vedem cum sudează. Îl am setat la undeva la 27. Nu o să vă pot prezenta foarte multe, deoarece am ceva treabă și o să vă arăt doar așa cum funcționează, ca să aveți idee. Da? Deci am încercat să recuperez plăcuțele. Atenție să nu atingeți bornele de cupru, deoarece el, când, vedeți, imediat simte orice conductor, cât de fin este el, îl simte ca și conductor. Platbanda de sudură trebuie neapărat de fier, nu cupru, pentru că dacă puneți cupru, automat veți arde aparatul în interior la el acolo. Și haideți să vedem, punem întâi plusul, da? Perfect. Haideți să încerc să vă arăt mai. Da? Vedeți cum le-am lipit la loc. Presăm foarte bine. Acesta a fost pe margine și de-aia a sărit. Atenție că o să se încinte. Eu îl pun de probă, dar o să pun ventilatoare pe el, micuții din acelea de la laptop, care sunt pe 12, și o să îl răcească, pentru că o să-l folosesc și la ceva bancuri pentru invertorul solar. Da? Deci, ținem presat. Da? Vedeți cum sudează de bine. Bateria cât mai bună să fie, da? Cât mai puternică, amperaj mare. Și eu am pus și stația redresorul pe ea ca să nu am probleme. Este la 27 setat și vedeți ce puncte dă. Nici nu trebuie să pun mai mult să ridic puterea. Vedeți cum faci. Simplu, dar eficient. M-am găurit. Bun. Deci presat bine, nu atingeți electrozii de cupru între ei, pentru că ardeți aparatul. Perfect. Da? Și aici am sudat. Mă mai uit pe unde
Mi se pare mie că nu e prins bine și îi mai dau o mică sudură. Se încing, atenție că ăștia se încing, deja ard în mână. Perfect, cam ăsta este. Le mai dăm aici o sudură, că nu-mi place cum este pus. Presat bine. Da, am ratat. Da, ia să vedem acum. Haideți să-i dăm și un pic mai mult. Haideți să-i dăm pe 33, să vedem ce putere are. Perfect. Da, deci lucrează foarte bine această prostie de aparat cu sudură în puncte. Nu știu dacă s-a încălzit, dar oricum se va încălzi dacă îl folosim mult, pentru că el lucrează ca și cum ar face un scurt. Așa, o să bag în priză încărcătorul, ca să dau la o parte, încărcătorul acumulatorului. Ia să vedem dacă... Perfect! Este pe verde deoarece sunt încărcați. Acumulatorul este încărcat și nu mai este necesară încărcarea. Ei, vedeți că îl citește ca și cum este încărcat. Da? Deci așa se lucrează. Bine, nu este vizual frumos, dar vine în carcasă și nu mă interesează. Mă interesează să funcționeze. Cam asta vreau să vă prezint. O să urmeze și alte filmulețe. De exemplu, mi-a adus cineva aici o bormașină care a forțat-o și a utilizat-o până s-au dus cărbuni. Vedeți? Și asta nu mai avea cărbuni. Mai avea aici doi cărbuni. Asta, în alt videoclip, o să vă prezint cum îi schimbăm și cum îi punem la punct. Aici am ceva acumulator, mi-a adus cineva pentru laptop să-i schimb, să-i repar. Da? Vedeți noastră. Și când facem câte o lucrare mică, facem și câte o filmare ca să venim în ajutorul celor care sunt pasionați sau vor să își facă ei acasă așa ceva. Cam atât. Vă doresc o zi minunată și numai bine.